tu că notele astea la mici... La țigan faidoia. Să nu vomitea, da? Nu vomitea, că eu de exactate după, de curent. Dar știi ce facem, Mirna? În momentul în care eu sesizam că e tendință de a ridica cu un punct sau două, că doar aveam imaginea asupra valorilor din clasă, da? Că cum răspundea, cum nu știu ce. Și în clipa în care el exagera cu un punct, două, spuneam, la tablă, susțineți lucrarea. Și el trebuia să iasă la tablă și susțin lucrarea să vadă dovada după punctajul respectiv, a note respective. Uh-huh. Bun. 8. Și atunci, dacă nota era cum? Atenție, cum de acasă? Păi lucrarea i-a dat-o deja. Păi acolo pe loc o corectă. Deci atunci, la clipa aceea, păi nu era lucrat să-și faci acasă tema, să te duci să o completezi. Ah, ce bine. Da? Deci, pe loc. Și îi spuneam îndată, treci la tablă și susține lucrarea în fața clasei. Minus două unități. Și el, dacă era cu două în plus, eu scădeam de la nota care era reală, două înapoi. Deci dacă el... De dacă el avea patru. Și era de șase, dacă era de șase, și el își punea 8, eu îi puneam 4. Îndată, cu cât s-au dus în sus, cu atât îi scădeam înapoi. Deci era o chestie de organizare. Dar dacă se ducea cu gata, aduce-o, hai că avem test. Ia, îți place vrăjeala. Calculați media geometrică a numerelor A și B. Deci media geometrică, scrie, te rog, hai, viteza. Media geometrică și media A. Aritmetică. A numerelor A. Dar asta media geometrică doar. A numerelor A și B. A egal cu. Scrie. Adică din 12. Media geometrică. Vai, a numerelor A și B. Deci pe care A și B trebuie să le vedem. A egal cu. Radical din 12. Minus 2 radical din... A egal cu radical din 12. Minus 2 radical din 27. Da. Plus 5 radical din 3. Plus radical din 48. Plus 2 radical din 75. B egal cu... Radical mai lung din... 5 minus radical din 3 totul la a doua. 5 minus radical din 3 totul la a doua. Minus alt radical mai lung. 2 radical din 3 minus 3 radical din 2 totul la a doua. Minus radical din 5 minus 3 radical din 2 la a doua. 3 radical din 2. 5 minus 3 radical din 2 la a doua. Plus radical din 7 la a doua, minus 1 la a doua. Asta e. A egal cu. Miruna? A egal cu radical din 12, radical din 4, radical din 3, adică 2 radical din 3. 2 radical din 3. Adi, minus? Minus 27 îi 3 la 3, adică scoatem 6 radical din 3. 6 radical din 3, oare? Plus 5 radical din 3 și plus, Anca? Plus 7, 48. Tot cu 3 trebuie să fie ceva. E 16 ori 3, nu? 16 ori 3. Adică 4 la 2, 4 radical din 3. 4 radical din 3, plus 4 radical din 3 și plus Anca, nu mai vorbește nimic, adică Anca se gândește, 75 și 3 ori 25, 25 scapă și 5, 5 ori 2, 10, radical din 3. 10. 10 radical din 3, da? Mai sigur decât pe tine, vezi? Eu vorbesc și tu trebuie să fii sigur. Deci cum ați zis, Anca? 75 și 3 ori 25, da. 25 ori ieșit 3 pe de 5, 5 ori 2 e 10 și 8 radical din 3. Da? Plus 10 radical din 3. Și cât face, Anca? Te rog. Uite, 4 și cu 2 fac 6 și cu minus 6 a scăpat de aștept. Da? 5 cu 10 e 15. Deci când ai tras cu coada ochiului de un capul la celălalt, te-ai făcut repede și... Am dat răspunsul. Adi, B egal cu? Așa, B egal cu 5 minus radical din 3. În modul? În modul. Da. Tu spui o parte și Miruna spune și trebuie. Da. Eu o parte, Miruna continuă. Da. 5 minus radical din 3 în modul.
minus AD. 2 radical din 3, minus 3 radical din 2. În modul? Da, am zis. Ui, în gând. Minus modul din 5, 3 radical din 2. Radical din 2, așa modul și plus? Plus modul. Aici din... ești expert. Adică 7 minus 1. Da, fiecare, expert. Deci vine radical din 7, 7. Da. Și minus 1. Uh-huh. Și face 6. 6, mă. Plus radical din 6. Ce spui? E corect? Modul, la ce vezi? Anca, ce spui? M-ați bulversat. Păi tu, dacă tu ești expert aici, să am mers pe mâna ta. Păi radical din... Cu tot cu modul! Dar nu știi de ce, gata. Păi dar nu-i totul la pătrat, bărbate. Ca să ies în modul. Aha. Deci nu-i totul la pătrat. Păi și 7, am întrebat, 7 la 2 minus 1 la 2, nu-i 7 minus 1 la 2? 7 minus 1, totul la 2? Da. Nu? Era 7 minus, minus 7 la 2 minus 1 la 2 minuna. Hai că și tu devii cum să spune? Expert. Îți spune că este 7 minus 1 totul la 2. Da. Ai luat varianta lui Adi. Da. Voi te-ai fost mori și cu exact. Deci, în loc să spui că e 49 minus 1 care 48. Ați găsit voi idei. Și radical din 48 e 4 radical din 3. Ce faceți? Mă înjurați efectiv. Nu vedeți cu formule, măi, dacă mai sunt lucruri clasice care trebuie știute. Măi copii, una este radical din A la a doua minus B la a doua, pe care n-ai ce-i face, trebuie să o calculezi. Și alta este radical din A la a doua ori B la a doua. Când e înmulțire. Și aici la radical din A la a doua ori B la a doua înseamnă radical din fiecare. Radical din A ori B, aș spune, A ori B totul la a doua. Și egal cu modul din A ori B. Deci, ce am spus noi... Mai prostii. Da. V-am înjurat efectiv. Deci, cum se poate să facem greșeli de asta? Eu insist pe asta, pentru că vreau să elimin greșelile din mintea tuturor celor care vor vedea filmul. De ce vă gândiți la o formulă acolo? 7 la 2, 49, minus 1, 48. Radical calcul 48. În sine ca să poți face. Ce treabă aveați cu formula acolo? Păi erau toate la a doua, de acolo am înțeles păi la, că numai la înmulțire. Asta e măi. Dacă sunt la a doua și înmulțire, ai dreptate, dar și atunci cu modul. Da. Puteți să pună 7 minus 1 pe lângă 7 plus 1, dă-mi toate astea. 7 minus 1 pe lângă 7 plus 1. Da. Și calcula 7 minus 1 pe lângă 7 plus 1, faci 6 da, atunci era corect. Era corect, sigur. Mă, cât acolo ajuns fiecare zicea cu voi. 5 minus... Adică e 6. 5 minus 3 la care 2 e... minus 5 plus 3 la 2 în paranteză dacă ar fi și ar fi minus 5 plus 3 la radical din 2. Dar unde ești tu? Acolo, unde la modul ăla. Deci 5 minus 3 la radical din 2 la pătrat, da? Da, e modul. Păi așa noi am clarificat. Deci cine e totul la pătrat, de modul și cum de gând. După aceea ne gândim acum. O să vedem despre ce vorbim. Deci plus radical din 2. Dar n-a fost 5 la a doua minus 3 la radical din 2 la a doua. Nu, dar nu vorbeam de asta. Mă referam la semne de algebră. Dacă punem plus că va fi o paranteză sau scriem tot așa? Dacă ar fi plus aici? Da. Nu, nu, adică minus, în paranteză, 5 minus 3 radical din 2, adică minus 5 plus 3 radical din 2. Dacă ar fost minus 5 plus 3 radical din 2 la pătrat, da? Nu. Nu, ea zice aici, la minus. Dar stai puțin să vedem dacă e pozitiv sau negativ. Deci, pozitiv. Dacă e pozitiv, rămâne așa. E minus 5 plus 3 radical din 2. Care e minusul ăla în față, domn profesor? E asta vă întreabă. Da. Deci dacă, Miruna, dacă constați că este pozitiv, așa a scris. 5 minus 3 radical din 2. Și acum minusul din față afectează? Dar, nu, atenție. Dacă minusul din față afectează, asta vă întreabă. Din cauza asta... minusul ăsta urmează da? El. Asta vă întreabă. Să lucrăm. Ba, bun. Asta se întoarce la ale noastre aici. Și acolo plus radical din 48, de aici plus 6. Plus radical din 48, băi, după ce am vorbit de atâta tot, mă, îmi dai una la sfârșit. Deci 49 minus 1 adi face 48. Atenție! Și acum deci acolo numai la mulțire se face, atâta. Așa cum am spus da, mai. Da. Aici putem să ne notăm cu roșu și mare. Cu roșu, cu galben, cu albastru, cu ce vreți voi. Pe frunte. Culorile posibile. Dar atenție aici, spune în dreptul ăsta, se face calculul. Aici. Da.
Se face calculul, da? Din coace, exact ce am spus aici. Bun. Și egal acum mai departe cu Anca. Eu eram. Sau tu? Așa, egal cu, să vedem, radical din, ăla e mai mare, deci să rămâne semnul. 5 minus radical din 3, minus, Anca? Minus, 2, 3, 4. Ăla din dreapta e mai mare, că am calculat. O secundă, pe 2 îl băgăm în sub, 4, 3, 12. Din face 9, când intră, ori 2, 18. Fac 12 față din 19, ăsta. Deci e negativ. Fiind negativ, voi schimba semnul. Deci minus pe lângă. Minus pe lângă. Da? Și schimbăm semnul acum. Bă, de ce? De aia. Păi din cauza că... Nu se face plus 2 radical din 3. Deci când avem modul asta, când avem modul, îl punem în paranteză și semnul... Deci punem în paranteză ce a rezultat de aici. Da, da, bun. Că minusul mai târziu când va fi vremea. Asta întrebam eu. Asta și zis. Minus rămâne acolo. Da. Acum eu trag sau spun ce, cum este modulul. Explicitez modulul. Deci în baza faptului că e negativ, schimbăm semnul întregi expresie. Deci va veni minus 2 radical din 3 plus 3 radical din 2. Da? Minus. Trec la celălalt modul. Adi? Stai puțin. E mai mare ăla din dreapta. Adică ăsta de aici? Da. Să vedem. 9 ori 2, 18. 18. 3 și 25. Radical din 25. Așa 25, da. 25 față de 2, 9 ori 2, 18. 18. E mai mare. Deci asta e mai mare. Deci da. Rămâne așa. Da, am uitat să pun și acolo, la 5, chestia aia. Păi faci subradical, trebuie să-l prind subradical, că ăsta, când am băgat pe 9 subradical și 12, da. Da? Nu cu 5 încă, ci cu 25. Cu 25, da. Da. Și acum, rămâne așa, da? 5 minus 3 radical din 2, plus radical din 48, am mai vorbit, e 3 ori 16, 16 scapă, 4 radical din 3, plus 4 radical din 3. Și egal cu. Ia să vedem. 5 minus radical din 3. Minusul în față schimbul semnului tuturor. Plus 2 radical din 3. Minus 3 radical din 2. Apoi. Minus 5. Plus. Plus 3 radical din 2. Și plus 4 radical din 3. Se simplifică ceva? Ia să vedem, să reducem de asemenea. Minus radical din... 5 minus 5, Adi. Da, corect. Minus de acord cu 2 radical din 3. 2 radical... Minus 3 radical din 2 cu 3 radical din 2. Și acolo, minus radical din 3 cu 2 radical din 3. Minus radical din 3 cu 2 radical din 3. 2 radical din 3. Hai să zicem, 2 de ăștia și cu 4 de aici fac 6, scăzut 1. 5. 5. 5 radical din 3. Și acum vreau să mergem aici, A și B. Pe A l-am găsit? Da, 15 radical dintre. Da. Ăsta este A și ăsta este B-ul. Și media geometrică, zici, da? Da. Media geometrică, cu cine este? Calcul radical din produsul lor. Da. Deci 5 ori 5 ori 3. Deci media geometrică este calcul radical din... 65. 15 ori 5 ori 3. Deci 15. Radical 5. Ori 15 radical din 3, ori 5 radical din 3 și este egal cu 125 radical din 225. 15 ori 5 face 125, 125 ori 3. Dar nu e 125. De 75, nu? Da, 75 ori 3. 75, am greșit, da. Nu, azi e 125. 75, am revenit. Și egal mai departe cu radical din 25. Ori 3, dar își fac 75 ori 3. Și face radical 25 scapă și 5. Și radical din 9 este 3, 5 ori 3 și face 15. Asta este rezultatul, da? Da. 15. Hai să ne uităm încă o dată. Like și share. Like și share au fost capcane. Da, multe, destul de suficiente. Adică, cu ce învățăți? Acolo, la 7, la 2, minus 1, la 2, niciodată nu mai uităm. Da, nu mai uităm.
Și e și, și modulul, ieșim din sub radical, dintr-o expresie la pătrat, că expresia ce expresie deci nu mai modul. Uităm nici la eu zic să ne punem, la început, eu spuneam că-s mare pe hârtie și avem în față, așa. Și când aveți minus, întâi explicitați modulul. Da, și apoi într-o paranteză. Deci trei lucruri importante, da? Deci trei lucruri importante. Haideți să le vedem așa, le avem în colțul tablei. Păi interesul tău, măi, să stai, exact. Dacă mă vine casa aici. Interesul. Păi. Eu, asta, exact. Profităm de ocazie, exact. Ca să mai lucrăm, da? Tot ați venit pe coace. E ger afară, unde vă duci? Stăm până să oprești până ger. Să te văd și eu că înțelegi. Și pe Anca. Anca a început să meargă foarte bine, bravo. Deci, spunem așa, radical din expresia. Ia expresia e la pătrat. Expresia, cât o fi acolo, egal cu modul din expresie. Ia notați-o și voi. Radical din expresia la pătrat, o expresie. Cât o fi de mare, ce-o fi acolo, totul la pătrat, egal cu modul din expresie. 1. 2. Ce-am mai zis? Minus modul de o expresie egal cu minus ce-o fi în paranteză după explicitare. Minus ce-o fi în paranteză expresia aia e care are două variante. Ori o lăsăm așa e dacă e pozitivă, ori zicem minus e dacă e negativă. Deci, dacă e minus în fața modulului, dacă e minus în fața modulului, egal cu minusul lăsăm și lăsăm expresia dacă e pozitivă și zicem minus expresia dacă ea este negativă. Minus e dacă eu acela este negativ. Și ce-a mai fost așa de rețelul? 3. Chestia aceea, radical din a la a doua minus b la a doua egal cu se calculează a pătrat minus b pătrat. Deci se calculează a pătrat minus b pătrat. Aceste trei cine au fost lucruri da, care esențiale. Trebuiau știute perfect, altfel aruncăm niște greșeli de acestea care două unități. Nu putem două construi, Adi, nu putem construi dacă la bază temelia nu-i bună. Care e construcția? Da. Degeaba lucrăm în aer. Cu spectaculos dacă voi nu știți chestii elementare. Nu putem merge. Deci astea sunt trei chestii elementare. Trebuie să le știți. Scriere. Ca și tabla mulțirii. Scriere. Mai am un exercițiu frumos de încăpător. Da, te rog. Așa, să... Le-am șters, uite, fără lucrurile. Nu trebuia să șterg, nu? Modul din 4 radical din 3, ai înțeles să scrii. Le-am scris voi, da? Da, le-am scris. Modul din? 4 radical din 3, ai scris. Da. Minus 7. Plus. Modul din 2 radical din 3, minus 3. Minus. Modul din 8 radical din 3, minus 14. Totul, de la început, înmulțit cu 1 supra, modul din 5 minus 3 radical din 3. 5 minus 3 radical din 3. Egal. Pentru că știi... Anca. Am uitat. Da, Miruna. Știți că e ridicat mâna? Pe jos. Da. Cu minus două unități. Te rog. Ăla e pe modul. Modul. Le băgăm un modul. E 4, 16, 3, 48. 48 cu? 49 e mai mare. 49 e mai mare asta. Da. Nu se schimbă, bă, da. Nu se schimbă, că e minus. Când e negativ, 48. Gata. Deci vine cât? Minus 4 radical din 3, plus 7, plus
Am ajuns la următorul. Aici nu se modifică. Dar de unde știi? Că știu. Am luat analiza. 4 ori 3. Adi, 4 ori 3, vorbește tu. 4 ori 3, 12 și 9. E mai mare asta cu plus. Deci rămâne așa. Deci vine plus 2 radical din 3 minus 3, a descris? Da. Și minus Anca? Minus 16 ori... Nu, e cu 8, ori 8, 64. 64. Ori 3. Ori 3 minus... Ia să vedem, 64 ori 3. 3 ori 4, 12. 3 ori 6, 18 și 9. Și 192. E 122 ăla. Nu, 14 este 196. Așa. Ia să vedem, 14 ori 14, ce faceți? 14 ori 14, dacă am eu de frate. Pe calculator. Miruna, fără stat. 14 ori 16, sigur. 96, pătrat. Dar perfect, de-am zis, le-am mai mare la dreapta. E mai mare la negativ. Da, atunci să vă aveam. Aici, minus paranteză. Minus paranteză, schimbăm pentru că... Plus. Minus 8 radical din 3, plus 14. Deci e esențial ce am spus acolo. Minus îl lăsăm, fiind negativ schimbăm semnul și vom vedea mai departe. Mulții cu 1 supra. 1 supra, minus 5, plus e mai mare ăla din 3 dreapta. Radical din 3. E 9 ori 3, 27, 5 la pătrat, 25. Da, deci e ăla cu minus mai mare. Deci vine minus 5 plus 3 radical din 3. Și egal mai departe cu... Acum să schimb tot parteza asta, minus 4 radical din 3 plus... Mirona, ce mai putem face, facem. Mirona? Mirona? Acum să schimbăm semnul ăla, dacă... Dar ascultă-mă, eu nu vreau să pierd timpul. Minus 4 radical din 3 și cu 2 radical din 3 face minus 2 radical din 3. Și 7 minus 3 fac plus 4. Asta să facem, nu scriu până la capăt și pe urmă. Plus! Și a fost tot într-o paranteză. Da? Tot într-o paranteză dreaptă, am uitat să pun. Am făcut o rotundă din cauza modulului acela, da? Plus. Plus 8 radical din 3, minus 14, tot într-o paranteză, înmulțit cu 1 supra, 3 radical din 3, scriu ordinea asta, minus 5. 3 și radical 6 radical din 3, minus 10. Deci face 6 radical din 3, minus 10. Deci 6 egal cu 6, 3, minus 10. În paranteză, înmulțit cu 1 supra, minus 5. Și egal cu? Cum atât? 6 radical din 3, minus 10, pe 3 radical din 3, minus 5. Scoatem un 2 în factor minunat. Între 6 și 10 este un 2. Da. Deci face 2 pe lângă 3 radical din 3, minus 10, minus 5, ori 1 supra 3 radical din 3, minus 5. Gata, și dă 2. Ei, da. Asta și cu asta se duce și face 2. 2 a dat? Da, 2. Pentru că este 3 radical din 3, minus 5 și 3 radical din 3, minus 5. Da. Se simplifică paranteza asta. Ăsta e motivul pentru care a zis să scoatem factor. Hai să mai privim o dată și să spuneți din nou aici, iar și lucruri importante. Acum aici, la final, aș fi încurcat că n-aș fi scos factor comun deloc. Da. Eu aș fi scos. Stai o secundă, lăsai așa. Da. 6 radical în 3 minus 10, supra 3 radical în 3 minus 5. Tot lucrurile. Să scădeam ceva aici. Exact. Pentru că era important câteva sutin să scad, pentru că n-ai sesizat simplificarea. Trebuie să ajungi la 2. Da? Deci puteam să... Nu pot să dau totul ca punctaj maxim. Dar îi dau celui care face perfect punctaj maxim și ți-i scad ceva, pentru că noi ne-a finalizat acolo. Deci nu ne permitem să facem egalitate. Asta trebuie să înțelegi. Când fiica mea era în clasa 6-a, v-am povestit, la faza națională a făcut perfect subiectul și când a zis triunghiul, avea acolo o triunghiul ABC. A, B, C. Figura a făcut-o cu creion, nu? Pentru ca, eventual, dacă greșești ceva, se poate să șteargă. Și când era redactat, a zis triunghiul A, B, și pixul i-a fugit în partea asta
partea a doua a lui B, nu-i mai așa, ATC. Și ești ca un P. Da, și ești ca un P. Și atunci i-a scăzut 20 de sutimi. O zi, în redactare era o singură chestie. Triunghiul ATC. Și poate că P nici nu era pe ei. Și nici nu era figură. Și a scăzut 20 de sutimi și atunci la contestații am mers cu ea, că, mă rog, eram profesorul ei, și de regulă se duce numai elevul la contestații. De data asta am însoțit-o. Ea mi-a spus, tata, am făcut perfect, deci n-are nici măcar un să pun un punct. Deci totul e făcut perfect. Și mi-a se bună de toate, da. Nu se sezizase că fixul i-a fugit acolo. Exact. Așa. Și atunci când discuta, i-a spus, dar unde vedeți pe? Era lângă mine. Era un profesor Carbunaru, care era și de comisie la vremea aceea. Și unde vedeți pe în figură? De ce mă sancționează cu asta? Și zice, nu, dar la celălalt coleg al tău a apărut triunghiul A, B, C. El are cu B. Tu ai cu P. N-am știut ce să facem. A, și atunci am insistat și eu, domnule, totuși, tu e profesor. Și eu sunt profesor, nu-s cioba. Deci, sigur că m-a prins furia când a văzut că-ți bagi un copil. Nepăsare. Da, da. De ce să faci așa? Nu-i neștiință. Pentru că nu-i cazul de... Și se vedea cum pixul n-a mai scris. Partea aceea se imprimaseră. Da, 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 știu cum e. Că există, când da, scrie da, cu pixul, da. Toată lumea știe, se vedea că acolo pixul s-a dus spre B, dar n-a mai lăsat urmă. Și cum se face așa ceva? Și e dat? Dom'le, am stat acolo și m-am țigănit cu el și i-am spus, domnule, suntem oameni, domnule. Copilul ăsta e acasă, eu n-am ce să-i spun. Eu nu am ce să-i spun, că dumneata ești, cum să spun, capricios, nu încăpățânați, răs, capricios, și nu vrei să înțelegi că ai toate argumentele ca să nu poți să nu-i scazi nimic. În sfârșit, până la urmă, i-a dat 10. Dar vreau să vă spun că atâta și greșelile care se fac acolo, sunt și greșeli la corectură, nu vă închipuiți. Și sunt interese maxime. Păi, ca să-l scoți pe ăla de 10 și pe ăla, ar vine ăsta de la liceu, de la școala din Moinești, cum să vină să... La nivelul țării să te bați cu ceilalți care sunt la școlile cele mari, numiți mari profesori. Și o bătălie pe viață și pe moarte. Da? De-aia scădea acolo. Da, da, da. Deci avea nevoie să scadă... A, eu aici? Da, până acolo scădeați mult. Aveam toate argumentele. Deci 20 de sutimi pe bună dreptate. Da, 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 aveam motive să scadă. Dacă n-ai scadă. Văzut factorul comun, învață dar ea la bară. Da, sigur că da. Distributivitatea și toate așa. Să vezi că ajung la aceeași paranteză, era esențial să vezi că ajung la aceeași paranteză cu ăștia simplificarea. Corect. Hai să mai dădeam? Da, mai am. Deci Miruna vrea un exercițiu. Arătați că numărul X este un număr întreg. Un X de anumită formă, da? Da. Unde? X egal cum? Scrie, adică de mână. Deci x este egal cu radical din 3 pe lângă. Deci x egal cu radical din 3 pe lângă. Pe lângă. Radical din 6 supra 3, radical din 2. Radical adânc, nu? Nu. Radical din 6 sus, supra. Dar numai din 6. Da. Radical din 6 supra 3, radical din 2. Radical din 6, din 6, încep să vă supra 3 radical din 2. Da, plus 25 supra 2 radical din 75, închideți paranteza, minus, deschideți o altă paranteză, 12 supra 5 radical din 3, minus 12 supra 5 radical din 3, minus radical din 3 supra 2, împărțit la radical din 27 supra 27 minus, deschideți o altă paranteză, radical din... 27, nu acolo? Da, supra 27. Radical din 27 supra 27 minus, deschideți o altă paranteză, radical din 48 supra 5 plus 2 radical din 3
acolo, închideți paranteza, ori 1 supra radical din 3. Și ce trebuie să arăt? Să calculez x, să arăt că e întreg. Da, să arăt că x e întreg. Calculez 10x, ne dă. Exact. Am vrea să fie un număr întreg. Te rog. Radical din 75 îl scriem ca 25 ori 3, adică 10 radical din 3. Dar până aici, hai să vedem ce putem face. Aplicăm cu radical din 2. O secundă. Uite, Miruna, radical din 6 poți zice că radical din 2, radical din 3. Și radical din 2 cu radical din 2 se duce. Da, deci am primit-o cu radical din 2, nu? Nu, după ce altceva zice. Iată, adică așa, x egal cu radical din 3, pe lângă radical din 2 o radical din 3, supra 3 radical din 2. Și radical din 2 cu radical din 2 se simplifică. Și rămâne numai radical din 3 pe 3. Deci, hai să scriu doar dată, radical din 3 pe 3. Sper că s-a înțeles. Dacă nu, da. Lasă așa, lasă s-a așa. S-a plus mai departe, lasă așa, plus mai departe, 25, supra, ies un 5 de aici, ori 2, 10, 10 radical din 3, minus, deschid în paranteză, amplificat radical din 3 ca să scăpăm, și vine 12 radical din 3, supra 5 ori 3, 15, minus radical din 3 pe 2, împărțit la 27 pe egal cu 27. Adică 27, 3 ori 9, este 3 în față, 3 radical din 3, supra, la un lăsat împărțit, vezi? Supra 27. Minus. 48 putem scrie ca 16 ori... 3 am mai făcut-o, 4 3. Radical din 3. 4 radical din 3. Supra 5. 5. Plus 2 radical din 5. 3. N-am plicat cu 5 aici? Hai să zicem, plus 10. Plus 10. Plus 10 radical din 3 supra 3. 5. Înmulțit cu 1 pe radical din 3. Okay. Și egal cu? X egal cu radical din 3 pe lângă radical din 3 pe 3. Amplificăm cu radical din 3 la a doua. Radical din 3 pe 3, la da? A doua. Deci, aici trebuie să amplificăm cu radical din 3, la prima. Nu. Atenție! Dar cu radical din 3 la a doua, ai dreptate. Sau, raționalizăm Miruna. Da. Și vine radical din 3, hai să scriem mai ușor ca să vă aducă. Radical din 3 pe 3. 25 cu 10 simplificăm pe 5 și vine în sus 5 supra 2. Și raționalizăm și vine 5 radical din 3. Totul supra 2 ori 3, 6. Minus. Aici s-a înțeles? 25 cu 10, Adi. Da. Rămâne un 2 și un 5. Raționalizăm pe radical din 3, deci duce de sus. Și vine 5 radical din 3 supra 2 ori 3, 6. La prima amplificăm cu 2 și la 2 cu 5. O secundă, nu. Când vine timpul. Da? Vorbesc acolo. La 12. Minus la paranteza a doua, da? Amplificăm cu 2 și a doua cu 15. Asta cu 2 și asta cu 15, neapărat. Deci din 24 radical din 3. Minus 15. Totul supra 30. Nu mai are rost paranteza. Ori 3 cu 27 simplificăm și vine 9 aici. Vine da. Ori 9. 9 radical din 3. 9 supra radical din 3. Da. Da? 9 supra radical din 3. Minus 14 radical din 3. 14 radical din 3. 5. Supra 5, mai punem paranteza. Supra radical din 3. Ori radical din 3. Și egal cu... prima amplificăm cu 2, radical din 3 pe 3. Deci aici amplificăm cu 2 și vine radical din 3 pe lângă. Pe lângă. Nu mai scriem 2 și cu 5 de ăștia. 7 radical din 3. Radical din 3. Pe 6. Pe 6, mai punem paranteza. Minus 24 minus 15, 9 radical din 3 pe... 30 ori 9 ori pe radical din 3. Da. Minus 14 radical din 3 pe 5, radical din 3 cu radical din 3 simplifică și să avem minus 14 pe 5. Și egal cu? Și egal cu radical din 3 ori radical din 3. Adică 3 ori 7, 29. Nu, 3 ori 7 cât e? 21 pe 6. Deci vine 21 pe 6. Sper că s-a înțeles radical din 3 ori radical din 3 face 3 ori 7, 21. Radical din 3 cu radical din 3 se simplifică. Nu, radical din 3 cu radical din 3, da. 30 cu 9 prin 3, 10 și 3. 30 prin 9 printr-un 3. Da.
și face 10 și 3. Și o să avem 27 pe 10. Deci minus 27 pe 10. Pe 10. Și minus 14 pe 5. Minus 14 supra 5. Numitorul comun 30. Prima o amplificăm cu 5. A doua cu 3 și a treia cu 6. Și vom avea 5 ori 21, adică 105. Minus 381, 81. Minus 81. Minus 6 ori 4, 24. 84. Minus 84. Și pe 30. Și va fi egal cu 105 minus 81 e 26. Stați. Nu e 24, parcă, nu? 105 minus 81? Ce vrem să remarcăm? Ce se poate face, facem continuu. Aici am văzut o simplificare a radicalului 2 repede și am scăpat aici. Cred că merită momentul ăsta. Da, da, da. Radical din 6, radical din 2, radical din 3. Scap de asta, Miruna. Rămân radical din 3 pe 3. Din coace fac mișcarea asta și prin 5, radical din 3 pe 6. Că ajung la numitori numere întregi. În loc să mă închid cu radical, eu am scăpat repede pe mișcarea asta. Dacă mă uitam așa, s-a dus la cea mai multă, și radical din 2 și radical din 3. Vedeți? Fac aceste conjugate, aceste mișcări care să mă ducă spre rezultat rapid. În final, respectând tot ce se poate matematic și dându-ne drumul la mână, am mers destul de bine. Să facem sinteza că trupți. Da, am și obosit și eu. Da, toată lumea. Da. Vă uitați pe ieșiții ca să vedem ce anume am făcut în seara asta. Conjugata, raționalizarea, operații calcul cu radicali. Deci raționalizare înseamnă tocmai scăparea de radical. Da. Înseamnă conjugata aplicată, tot ce trebuie. Deci când zicem raționalizarea, raționalizarea numitorului. Da, operații cu dar hai să înțelegi și cuvântul raționalizare. Înseamnă numerele raționale sunt numerele, atenție, numerele raționale sunt numerele care nu au radicali. Înseamnă că scăpăm de radicali de la numitori. Asta este exprimarea, raționalizarea numitorului, adică practic ajungem la numere rațional. Bun. 2. Modulul unui număr. Explicitarea, da. Modulul unei expresii. Adică am pus la punct chestia asta radical dintr-o expresie la pătrat egal modul din E. Da. Punct și virgulă, explicitarea. Da. Adică de resubt. 2, 3. Explicitarea. Explicitarea modului. Mai bine aici, este un radical de ordin par. De radical. Radical din expresia E la pătrat egal cu modul din asta. Da? Explicitarea modulului. 4. Operații cu radical. Operații cu radical. Facem formula aia, domnul profesor, unde cu A plus B pe lângă A minus B, care e... Așa, 4, 5, chestia asta, radical, proprietățile radicale. Corect, proprietățile radicale. Adică de știut că radical din A pătrat minus B pătrat, se face calculul întâi, nu? Radical din A pătrat
minus B pătrat egal cu, se face calcul, egal cu, se face calculul, face calculul A pătrat minus B pătrat și apoi se extrage radical. Corect. Se extrage radical. Niciodată, nu, radical din A pătrat minus B pătrat e diferit de radical din A pătrat minus radical din B pătrat. Cum fac ei direct? Radical din fiecare. E o prostie. La revedere, dragi. La revedere, o seară plăcută. În continuare. O săptămână.